pentru a înțelege cât se poate de bine ce înseamnă sentimentul de patriotism. An de an, se întâmplă că există oameni care ne fac să ne simțim cu adevărat că suntem români. Prin activitățile lor, prin rezultatele pe care reușesc să le obțină, ne fac să fim mândri. De multe ori poate să fie o echipă de fotbal, o echipă de volei sau o echipă de handbal. Astăzi avem invitați în mijlocul nostru niște adevărați sportivi, le spunem noi, care ne fac de cele mai multe ori să simțim pe pielea noastră ce înseamnă să fim români. Ne fac să simțim acest lucru prin prisma rezultatelor pe care reușesc să le obțină cu echipa Volei Municipal Zalău, atât pe plan național, cât și pe plan internațional. Haideți să-i aplaudăm! De cele mai multe ori, când vedem la televizor sau participăm la meciurile lor de volei, simțim cu adevărat acel sentiment de patriotism și atunci ne dăm seama cât de important e să fii român și să fii un bun român prin ceea ce faci. Așadar, o să-i prezint pe invitații noștri și o să-i rog să vină aici în mijlocul nostru. Pașcan Șervan. Șomai Paul. Darvații Ovidiu. Gavriț George, Sincomen Sauli și Turoaia Dan. Numele meu este Ovidiu Darvații și doresc să le mulțumesc la toate colegii mei pentru invitația de astăzi la liceul vostru și totodată oferim și noi invitații pentru sâmbătă asta la ora 6 la meciul nostru împotriva echipei din Baia Mare. Să profitați de intrarea gratuită pe care vă oferă clubul nostru Zalău. Cu prilejul zilei de 1 decembrie, elevii Liceului de Arte Ioan Sima din Zalău au cântat cântece patriotice. Și în acest sezon competițional, elevii au intrarea gratuită la meciurile vicecampioanei Volei Municipal Zalău. Voleiul este genul de sport care necesită viteză de reacție, concentrare, fiind situat pe locul 2 în lume ca popularitate, primul loc fiind ocupat de fotbal. Ca în orice sport, elevii au fiecare câte un idol din Liga Națională sau chiar din lume. Jucătorii au acordat autografe și, bineînțeles, sesiunile foto.